Apostolul, Evanghelia. Apostolul și Evanghelia din ziua de 20 iulie, în sărbătoarea Sfântului și slăvitului proroc Ilie Tezvitianul. Apostolul. Din Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, citire. Fraților, luați pildă de suferință și de îndelungă răbdare pe prorocii care au grăit în numele Domnului. Iată, noi fericim pe cei ce au răbdat. Ați auzit de răbdarea lui Iov și ați văzut sfârșitul hărăzit lui de Domnul. Că mult milostiv este Domnul și îndurător. Iar înainte de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu orice alt jurământ, ci să vă fie vouă ce este da, da, și ce este nu, nu, ca să nu cădeți sub judecată. Este vreunul dintre voi în suferință să se roage. Este cineva cu inimă bună să cânte psalm. Este cineva bolnav între voi să cheme preoții bisericii și să se roage pentru el, ungându-l cu un de lemn în numele Domnului. Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica și de va fi făcut păcate se vor ierta lui. Mărturisiți-vă deci unul altuia păcatele și vă rugați unul pentru altul ca să vă vindecați. Că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului. Ilie era omul cu slăbiciuni, asemenea nouă, dar cu rugăciune s-a rugat ca să nu plouă și nu a plouat 3 ani și 6 luni. Și iară s-a rugat și cerul a dat ploaie și pământul a odrăslit roada sa. Frații mei, dacă vreunul va rătăci de la adevăr, și îl va întoarce cineva, să știe că el, cel ce a întors pe păcătos de la rătăcirea căii lui, își va mântui sufletul din moarte și își va acoperi mulțime de păcate. Sfânta și Dumnezeiască Evanghelie din ziua de 20 iulie, în sărbătoarea Sfântului slăvitului proroc Ilie Tezvitianul. Citire din Evanghelia de la Luca. În vremea aceea se mirau toți de cuvintele Harului care ieșea din gura lui Iisus și se întrebau, oare nu este acesta feciorul lui Iosif? Atunci el a zis către ei, fără îndoială, îmi vei spune această pildă, câte am auzit că ai făcut în Capernaum, fă și aici în patria ta. Apoi le-a zis, adevărat vă spun vouă că niciun proroc nu este bine primit în patria sa. În dreptate vă spun că multe văduve erau în zilele lui Ilie în Israel, când s-a încuiat cerul 3 ani și 6 luni, încât s-a făcut foamete mare peste tot pământul. Și la niciuna dintre ele n-a fost trimis Ilie, decât numai la o femeie văduvă din Sarepta Sidonului. Și mulți leproși erau în Israel în zilele lui Elisei prorocul, dar niciunul dintre ei nu s-a curățit decât numai Neeman sirianul. Însă toți în sinagogă, auzind acestea, s-au umplut de mânie și sculându-se, l-au scos afară din oraș și l-au dus până în sprânceana muntelui pe care era zidit orașul lor ca să-l arunce în prăpastie. Dar el, trecând prin mijlocul lor, s-a dus de acolo. Pentru rugăciunile Sfântului proroc Ilie Tezvitianul, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.